Tare mult. Black Friday a venit anul acesta cu surprize care arată cât de mult s-au schimbat preferințele consumatorilor români. Chiar dacă s-au vândut apartamente, autoturisme sau aur, în top s-a aflat altceva. Încă de la primele ore ale dimineții, cumpărătorii și-au umplut coșurile virtuale cu alcool, mâncare pentru animale sau cosmetice. Electrocasnicele s-au vândut cel mai bine în magazinele fizice, acolo unde clienții au urmărit cu atenție prețurile încă de la începutul lunii, ca să se asigure că reducerile vor fi substanțiale. În plus, nu mai trebuie să aștepte să le fie livrate de curierii foarte aglomerați în această perioadă. Totuși, mari retaileri online dau asigurări că anul acesta lucrurile vor fi diferite. Au îmbunătățit atât sistemele de preluare a comenzilor, cât și cele de livrare. Românii au fost în anii precedenți mari amatori de produse electronice. Magazinele online, dar și cele fizice, s-au golit rapid de televizoare, cafetiere sau aspiratoare. Anul acesta, Black Friday, a fost însă unul atipic. Cele mai mari vânzări s-au înregistrat încă de la primele ore ale dimineții la băuturi alcoolice, cosmetice, produse pentru animale și jucării. În medie, fiecare client a comandat anul acesta 4 produse. Cei mai mulți dintre ei, peste jumătate, au ales să fie livrate la punctul de colectare, astfel încât să vină singur să le ridice cât mai repede. Ceilalți s-au orientat către metoda clasică și așteaptă curierul, însă va dura ceva mai mult sau vor merge direct la oficiile poștale. S-au vândut de data aceasta cu reduceri semnificative și autoturisme sau apartamente. Una dintre locuințe se află într-un complex de la malul mării, iar reducerea a fost de 10.000 de euro. Minutul de aur al vânzărilor a fost înregistrat la ora 7 și 19 minute, atunci când au fost comandate produse de peste 9 milioane de lei. În ziua de Black Friday, noi ne așteptăm să primim comenzi cât într-o lună întreagă. Cei mai mulți bani au fost cheltuiți în mediul online și, spre deosebire de anii trecuți, comenzile nu vor mai ajunge peste o săptămână sau două la cei care le așteaptă. Peste 60% din comenzi, deja ce vedem în această zi, sunt trimise cu livrare în Easybox și vom reuși să ajungem foarte repede la clienți. Și în mall-uri au fost reduceri substanțiale. Aici preferințele s-au îndreptat spre electrocasnice. Ați venit special astăzi pentru reduceri. Da, Friday, da. Ce discounturi ați găsit? Păi 300 la frigider și tableta vreau ca să o vedem acum, când am apucat să o vedem. Am urmărit prețurile, am văzut că sunt oferte cam de 100-200 de lei, m-am cumpărat și un air fryer. Cât ați dat pe el? 350. Și cât era inițial? Cam 600 sau 500 de lei, cam așa. Și în magazinele de profil din centrele comerciale se caută obiecte electronice și electrocasnice. De exemplu, la telefoane, clienții le pot testa și nici nu mai așteaptă câteva zile livrarea prin curier. Până la finalul zilei se estimează că 10 milioane de români vor cumpăra un produs la preț redus. Discounturile totale se ridică la aproximativ 400 de milioane de lei.